Dragi colegi de izolare, permiteți să vă deranjez zicându-vă salutare? Mulțumesc că m-ați salutat înapoi. Ce cum se cade sunteți? Ați venit aici de la ora 9 să vorbim, să stăm de vorbă, că numai mâine nu-i poi mâine. Vineri se termină starea de urgență și luni intrăm în starea de alertă. Dar de vineri până luni, oare în ce stare om fi? Cred că într-o stare de grătare, dar să stăm cu minți, să stăm cu minți că dacă politicienii habar n-au ce să facă cu destinele țării, măcar noi să ne vedem de treabă, să nu accentuăm cumva să fie mai rău decât înainte cu nenorocita asta de pandemie. Că zis politicienii habar n-au, fac și desfac alianțe, să pregătesc de alegeri. Pe vremurile astea, când noi suntem disperați, când nu știm ce o să facem din toamnă cu recoltele, dacă avem sau nu avem, să vor fi scumpiri, nu vom prea avea bani, nu pornesc afaceri, nu pornește economia. Ăștia se gândesc la alegeri. Domnule, ce înseamnă să fii politician? Cât tupeu, câtă nesimțire, mă! Era scris aseară pe ecran la ceva televiziune, Victor Ponta, eu sunt liderul opoziției. Mai avem noi nevoie de Ponta, mai avem noi nevoie de politicieni ăștia. În momentele astea în care ne-am pierdut parcă o rațiune de la atâta stat în casă, de la teama asta de a ieși pe stradă, de a interacționa cu cineva, ei fac politică în continuare, mă, și-o zis și Vela ăla. Vela a declarat că dacă de luni începând vedem pe cineva că strănută, să sunăm la 112 și să-l turnăm, pentru că omul a strănutat și n-avea la el mască. Păi n-am trăit 47 de ani în comunism, când nu știai dacă prietenul de lângă tine, dacă vecinul îi turnător sau într-adevăr ți-e amic. Acum ne reîntoarcem la practicile astea, să suspectăm pe fiecare om pe care îl venim pe stradă sau în metro sau în autobuz sau în magazin. Ne întoarcem iar în comunism. Asta vor ei, să ne întoarcem iar în comunism. Păi pe vremuri când strănuta cineva, ce-i ziceai? Sănătate, noroc, sulătare. Acum dacă strănuta, aha, te-am prins, sun la 112. Vei infunda pușcăria că ai strănutat și n-ai avut mască. Ai, nu le-ar fi lor rușine să facă așa ceva. Da, păi, bucuroși le-am duce toate de fi pace, de-i război. Cred că vânătorii sunt pregătiți acum, fiecare cu puștile lui, lor, fiecare cu armamentul din dotare. Chiar și Ciprian Marica și-a luat prosomnous și l-a pus pe ăsta armă. Pentru că nu e așa, de vineri încolo poate să plece iar la vânătoare de diverse căprioare. Dacă n-aveți pușcă, dacă n-aveți muniție de vânătoare, puteți să cumpărați de la Prințul Harry. Prințul Harry al Angliei, al Marii Britanii, Prințul Harry își vinde tot armamentul ieftin, 50.000 de lire, că doamna Meghan, nevastă sa, nu mai suportă să-l știe plecat la vânătoare. Ce-a făcut asta din Dita mai prințul, din băiatul de petrecere? L-a scos din casa regală, l-a târât până Canada și acum stau undeva în ceva casă până America. Nu face vântul cu pomul, ce face Meghan cu omul. Cum o să mă întrebați, dar unde să mergem la vânătoare? Păi dacă sunteți din Cluj, știți unde. Dacă nu sunteți din Cluj, vă spun eu unde se poate merge la vânătoare. În cartierul lăsat de bunul Dumnezeu pentru clujeni, ardeleni și România, în cartierul Mănăștur. Ieri sau la altă ieri a fost văzut, la ceasuri de seară, un mistreț. Un mistreț care alerga pe strada Izlazului, în față la Big. Bigul e parlamentul din Mănășturi, pentru cei care nu știu. Alerga săracul mistreț. Se pune întrebarea, unde erau ceilalți mistreți? Ceilalți mistreți își căutau o chirie decentă în Florești, că în Mănășturi e scumpă al naibii. Deci, în Mănășturi. Acum nu ne mirăm, că acolo trăiesc multe vietăți. În Mănășturi și în general în Cluj. Poți să vezi bizoni în trafic, poți să vezi dihori în autobuzele Ratucului, în autobuzele Agenției de Transport în Comun, dar totuși un mistreț, săracul s-a dus printre blocuri când a văzut că e filmat, că de-l prindea tata Nelson Mondialu, ni, îl sfârteca cu dinții, lângă un pahar e vin roze sau ce merge la vânat, vin roșu, cred că. Dar așa a scăpat mistrețul, poate scapă și de vânători. Se întoarce la el acasă. A încercat să meargă acolo la Big, că e o sală mare de fitness, să-și revină, să-și intre și el în formă după două luni de anchilozare și izolare. Așa că animale găsim, muniție avem, pentru ei ar trebui o undiță cu lunetă și muniție aferentă. Unii merg să se relaxeze la pescuit, cine nu-i vânător, cine nu-i pescar, merge la salon.
La saloanele de masaj presim că de vineri o să fie o afluență de public, de nu o să facă față acolo doamnele care lucrează în saloane. Dar e bine, că măcar o să ieșim mai frumoși, mai împrospătați la ten, mai vopsiți la păr, o să arătăm mai bine pentru psihic și pentru noi. Așadar, să vedem. Să vedem ce-o fi. Astăzi trebuie să treacă și prin Camera Deputaților legea asta cu starea de alertă. Să vedem. Poate ridică toate suspendările și o să fie ca înainte. Ne vom duce oriunde, o să se deschide toate magazinele, toate mall-urile și ce frumoasă e viața. Dar cu virusul nu-i de jucat. Eu știu că voi cei care mă urmăriți, vă vedeți de treburile voastre. Așa că vă doresc o zi superbă cu de toate. Dar cu de toate bune pentru minte, inimă și suflet. Vă salut al vostru coleg de izolare, Nicu Bendea. Numai bine!